Nu pot să nu te întreb și de meciul FCSB Dinamo de sâmbătă. Ce așteptări ai de la această partidă? Nu, no, văd favoriți pe Dinamo. De ce? De ce? Având în vedere absențele care le-au FCSB, că am înțeles că nu și-au revenit toți băieții. Nu. Ca virgulă calitate, dacă era să-și revină, să aibă toți jucătorii la dispoziție FCSB-ul, clar, din punctul meu de vedere, era FCSB favorită. Dar acum, nu, e Dinamo. Clar, și eu zic că o să fie un... Asta e părerea mea. Și nu ca antrenor, că nu mă pricep ca antrenor, dar din ce văd, din ce meciuri văd și ce am văzut până acum. O să fie un scor mare pentru Dinamo. Scor mare, spui? Da, eu zic că o să fie un scor mare pentru Dinamo. Cu ce echipă simpatizezi dintre astea două în meciul ăsta direct așa? Cine ai vrea să câștige? Nu simpatizez cu niciuna, chiar nu am... Deci rămâi rapidist. Rămân rapidist. Că rapidiștii nu pot alege Steaua sau, mă rog, scuze, FCSB sau Dinamo. Nu din cauza asta, nu, dar nu, nici când eram jucător nu aveam vreo preferință, vreo echipă preferată. Unde tata, ca să vă faci un exemplu, tata era dinamovist 100% convins. Când am început să joc în Liga 1, nu mai e dinamovist, nu mai avea nicio treabă. Era cu echipa care muncea. Da, cred că e cumva firesc, cred că orice părinte schimbă orice preferință când e vorba de copil. Hai fi surprins. Da. Hai fi surprins. Să-mi spun, am mai auzit, mai sunt 50-50% care țin cu el, dar n-aș vrea să câștige, dar aș vrea să fie egal. Să-mi fac și capra și varza. Bun, zi-mi un pronostic pentru meciul de sâmbătă. Un pronostic? Da. 5-2 Dinamo.